omagiata. Pentru că mi-a scris scrisoare, dar nu o cunosc la fac. Nu. Suntem la eșec. Noi suntem zonori gemeni. Am venit cu drag pentru că cineva vă iubește foarte mult și am venit cu câteva taruri frumoase și o să încep cu această tortă, pentru că este pentru dumneavoastră și am înțeles că aveți 25 de ani, da? Corect? L-ai îngăcit fix ca scrisoare, da? Vă rog frumos această tortă este pentru dumneavoastră, cu mare drag. Probabil vreți să știți de la cine ai venit, nu? Aici aveți o cutie de flori gingașe, care la fel este pentru dumneavoastră, dar o să dați această tortă cuiva să vă ajute. Pentru că o să luați această cutie de trandafiri. Este pentru dumneavoastră cu mare drag. Și din partea surprizei la ușa ta, deja ne-am spus la cine ai venit, din partea surprizei la ușa ta aveți această sticluță de șampanie pentru dumneavoastră cu mare drag. Mare drag, m-a sărbătorit, dar nu și-a ne-a dat înapoi. Spuneți... De la cine ai venit noi? Pentru Pitor scrie. Că vreau de cărătoare, nu m-a promptat șochilare. Nu, nu-ți cărătoare. Și gata. Și în spate scrie. Eu știu că aveți trei suflete dragi. Cine-s? Care s-a petrecut probabil toată copilăria. Pentru copilăria? V-ați gândit mai tâncă la vecini, nu la vecini. La copii m-am gândit, dar copilăria... Surorile dumneavoastră care vă iubesc. Corect sau nu corect? Și aveți și fiini. Este de la surori și fiini care vă iubesc foarte mult. Și astăzi o cătoresc să vă surprindă, pentru că sunteți o persoană foarte scumpă, vă iubesc foarte mult. Și noi am cu aceste daruri frumoase ca să vă surprindem și să vă spunem că sunteți o persoană importantă și sunteți o persoană foarte scumpă și vă urează mulți ani frumoși și sănătoși. Vă urează multă sănătate. Vă urează să vă se împlinească visurile, pentru că aveți și visuri frumoase. Dar totuși am vorbit eu mult, o să lăsați ceva în schimb aici în cameră, pentru că la sigur pește ani o să ascultă mesajul dumneavoastră de mulțumire. În primul rând le mulțumesc la cei prezenți în seara aici, la surpriza făcută, mulțumesc la surori, la frați. La nepoți, la nepoate, la toți care mă înconjoară aici și care sunt psihotari. Le doresc și lor. Sărbători fericit și mult sănătate și lor. Și iubiți și așteptați acasă cei care nu o să... Da? Cât mai degrabă acasă. Așa, venim și noi cu sincere felicitări pentru dumneavoastră, să știți că aveți oameni dragi și scump care vă iubesc și astăzi, dacă hotărâți să vă surprindă într-un mod mai deosebit. Așa că astăzi nu am venit la costum, am venit la alt costum ca să vă îndeplinim visurile dumneavoastră. Sănătate vă dorim, oamenii dragi care sunt lângă dumneavoastră vă fie mereu, nu doar astăzi, dar întotdeauna, și să vă îndeplinească visurile. Mulțumim și dumneavoastră că v-ați trudit și ați ajuns până în astă seară până la noi. Ne-ați făcut o mare surpriză. Am făcut-o cu mare drag, să știți. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos la toți că surpriza tare frumoasă a fost și nu ne-așteptați.